Vulcanul Turungahua din Ecuador a erupt puternic noaptea trecută, ridicând o coloană de cenușă de peste 4 km înălțime. Din această cauză, autoritățile au instituit cod portocaliu de alertă. Potrivit presiei internaționale, în timpul erupției, la sol s-a simțit o vibrație. Autoritățile susțin că în următoarele zile activitatea vulcanului se va intensifica și mai mult. Deocamdată nu se știe dacă viața localnicilor este în pericol. Vulcanul Turungahua, care are o înălțime de peste 5.000 de metri, se află în munții Anz și este unul dintre cei mai activi din Ecuador. Acesta este supravegheat constant de când a intrat în erupție în 1999.